Vorba de o nouă achiziție, o nouă achiziție ce se numește Lucas Sucala. Lucas Sucala cu numărul 2, să-i urăm bun venit la formația Șepcilor Roșii, să-i urăm bun venit la cea mai iubită echipă din Ardeal. Lucas Sucala va îmbrăca tricoul cu numărul 2. În noul sezon, bun venit, Sucala! Cu numărul 18, un clasic al Universității Cluj-Napoca, îl știți, vă știe și el, e vorba de Bogdan Ungurușa! Partea lui e sfântă și de pe partea lui nu se dau goluri, doamnelor și domnilor. Cu numărul 18, așadar, Bogdan Ungurușan, aflat de o viață la Universitatea Cluj-Napoca. El este Bogdan Ungurușan, iar cu numărul 23, doamnelor și domnilor, o nouă achiziție a formației noastre se numește Sebastian Achim. Aplauze și să-i urăm și lui bun venit la formația Șepcilor Roșii. Sebastian Achim va îmbrăca tricoul cu numărul 23 al Universității Cluj-Napoca în noul sezon. Cu numărul 4, doamnelor și domnilor, cu numărul 4, te rog, nu mă filma, cu numărul 4, așadar, Sisi, il capitano, el unico capitano, Jolt Silaghi. Sisi, capitan. Cu numărul 4, emblema Jolt Silaghi, așadar, doamnelor și domnilor. Cu numărul 16, așteptăm să arunce mingea Sisi și a aruncat-o. Cu numărul 16, o nouă achiziție, Eduard Nicola. Să-i urăm și lui bun venit, doamnelor și domnilor, la formația noastră, să vadă cât de iubită este Universitatea Cluj-Napoca. Eduard Nicola va purta tricoul cu numărul 16, cu numărul 21, doamnelor și domnilor, oare cine este? Este Rareș Cucui! Aplauze, doamnelor și domnilor, chiar dacă vine într-un picior, chiar dacă vine șchiopătând, asta este de la antrenamente și de la munca pe care o depun acești băieți fantastici în pregătire.